Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Enigmele Omului, vorbim despre natura umană și sensul existenței omului în budism și hinduism. Omul reprezintă cea mai complexă ființă vie, un paradox de idei și de sensuri care i-a fascinat pe marii gânditori din antichitate până în prezent, încercând să-i atribuie o definiție. Nu a fost găsită o definiție general valabilă, însă numeroși filozofi și-au expus punctul de vedere și au creat un sumar al caracteristicilor acestei ființe, în aparență simplă, dar cu o profunzime ce depășește limitele cunoașterii. Această problemă filozofică poate fi abordată printr-o serie de interogații precum ce este omul, are existența sau vreun sens, care este sensul existenței umane. Întrebări care au format un cadru de definire de-a lungul timpului. Astfel distingem unele răspunsuri chiar hazlii ce surprind aspecte accidentale ale omului diferențiat de animal. Ființă bipedă, fără pene și cu unghii late, cum spunea Platon, sau animalul care fabrică încălțăminte, potrivit lui Bacon, dar și răspunsuri etalon care au rămas celebre în universul filozofic. Omul este altceva decât corpul său, un fundament antropologic identificat de Socrate, care servește drept reper pentru lucrările lui Platon și ale Sfântului Augustin. Conform concepției platonice, omul este format din două părți diametral opuse. Corpul, care este muritor, neinteligibil, uniform, supus descompunerii, veșnic schimbător, niciodată asemenea cu el însuși, și sufletul, partea pură, definit prin atributele divin, nemuritor, inteligibil, simplu, indisolubil, veșnic același, veșnic asemenea lui însuși. Din această structură reiese faptul că sufletul primează asupra corpului. El este cel care conferă un sens existenței umane. Pe urmele lui Platon, Sfântul Augustin introduce noțiunile de omul exterior, corpul, și omul interior, sufletul, considerând că cel din urmă este singura cale către esență. În lucrarea sa, Confesiuni, acesta pune sufletul în raport cu creatorul său, pentru a sugera că, deși este creat după chipul și asemănarea sa, nu va ajunge niciodată la stadiul de cunoaștere absolută. Dragii mei, astăzi vom vorbi despre sursa existenței și natura omului în budism și hinduism. Spre deosebire de hinduism, din care își trage originea, budismul este o religie a condiției umane care se străduiește să pună bazele unui stil de viață prin care omul să fie smuls din drama metafizică a durerii ființiale pe care o trăiește datorită propriei sale activități. În budism, existența individuală a omului aduce suferință tocmai din cauză că ea este o simplă sinteză a unor factori impresionali și impermanenți, supuși distrugerii. O mixtiune a celor cinci agregate, ce compun ființa, rupa, care este corpul, materialitatea, adică părul, carnea, dinții, sângele, oasele, temperatura corporală, apoi vedana, senzațiile, care sunt bucurie, tristețe, indiferență, urmează samijna, sau percepțiile, văzul, auzul, gustul, percepția tactilă, olfactivă și spirituală, samskara, care este activitatea minții, voință, concentrare, vigilență, respect, confuzie, calm, și vijnana, care este conștiința. Conform lui Buddha, substraturile acestor agregate nu există niciun sine. Sufletul veșnic, ceea ce hinduiștii numesc Atman, fiind doar o iluzie, o irealitate. Buddha consideră că atât trupul, cât și percepțiile, senzațiile, mintea și conștiința nu pot constitui un suflet, o entitate veșnică, deoarece se află într-o permanentă transformare, sunt efemere. Existența unui om este relativă, a fost făcută posibilă prin intersecția unor forțe universale, supuse unor schimbări permanente. Este dependentă unei legi a cauzalității, este o componentă trecătoare a universului și a timpului, o flacără în această mare de foc. Budismul nu admite astfel nimic veșnic, neschimbabil, totul fiind impermanent, schimbător, lipsit de substanță. Astfel, budiștii nu pot vorbi despre un eu veșnic, despre un sine ca o entitate continuă, permanentă, ci despre non-eu, non-sine sau anatta.
Această impermanență este totodată și foarte vagă, deoarece prin moartea omului nu se realizează o distrugere totală a existenței lui. Faptele sale, karmasa, fiind transmise într-o viață următoare prin reîncarnare. Astfel, moștenitorul faptelor este același cu cel care le-a comis, dar în același timp este diferit de acesta, are cu totul alte agregate componente. Deși par contradictorii, identitatea persoanei reîncarnate cu cea din viața anterioară și diferența, neidentitatea acestora, coexistă. Aceeași concepție este abordată și în cazul schimbărilor umane ca maturizare, îmbătrânire și așa mai departe. Omul devine o altă persoană, cu toate că rămâne același. Cei mai mulți budiști nu cred în Dumnezeu, deși îl prețuiesc și îl iau ca model pe Buddha. Ei nu cred că a existat un Dumnezeu, ci îl venerează din respect. Pentru budiști, a fi religios nu este doar o etichetă sau o chestiune de apartenență. Budiștii caută să ajungă la o stare de pace numită Nirvana, urmând calea arătată de Buddha, un căutător spiritual din jurul secolului al VI-lea înainte de Hristos. Prin urmare, budiștii cred că religia este despre fericire, nu despre suferință. Religiile adevărate aduc fericire și pace în viețile adepților lor. Oamenii tind să creadă că religia lor este cea mai bună. Cu toate acestea, este important să analizăm acest lucru cu înțelepciune. Esența religiei ar trebui să fie compasiunea. Orice lucru care face rău altor ființe, cum ar fi sacrificarea animalelor, nu este un lucru bun conform învățăturilor lui Buddha. Rănind pe alții, vom fi răniți la rândul nostru. Ajutându-i pe alții, vom fi ajutați la rândul nostru. Aceasta este o lege a naturii și se manifestă similar cu plantarea unei semințe care devine un copac cu ramuri și fructe. Indiferent de religia pe care o practicați, a nu face rău altora ar trebui să fie principiul de bază, cred budiștii. Dragostea, compasiunea și înțelepciunea sunt elemente cheie în budism. Transmițând ceea ce este corect și educându-i pe alții să aibă compasiune, îi vom ajuta să fie mai fericiți în această viață și în viața lor viitoare, ca rezultat al propriilor acțiuni pozitive. Practicați virtutea perfectă, îmblânziți-vă propria minte. Aceasta este învățătura lui Buddha. Virtutea și înțelepciunea sunt lucruri benefice atât pentru sine, cât și pentru ceilalți. Îmblânzirea minții și calmarea ei nu ar trebui să fie practicată numai în budism, ci ar trebui să fie esența tuturor religiilor. Budismul promovează compasiunea, dar ce înseamnă să ai compasiune? Dacă cineva arată bunăvoință, grijă și dorința de a ajuta pe ceilalți, el manifestă compasiune. Este o stare care începe în minte, dar se traduce în fapte și în vorbire. O stare care are de-a face cu o emoție foarte pozitivă, faptul de a fi grijuliu și decent cu celălalt. Atunci când simțim compasiune pentru cineva, dorim cu adevărat să-i oferim ajutorul. De exemplu, a fi darnic cu adevărat implică o stare de compasiune. Iar ca efect secundar, compasiunea ne îmbunătățește sănătatea, întărindu-ne sistemul imunitar, normalizează tensiunea arterială, micșorează stresul și depresia, ne îmbunătățește capacitatea de a ne recupera fizic și ne prelungește viața. În încercarea de a se înlătura suferința, compasiunea ne ajută să ne înțelegem mai bine pe noi și pe ceilalți. Budiștii recunosc că ceea ce Iisus a propovăduit a fost dragostea. Atât Iisus, cât și Buddha Shakyamuni erau învățătorii spirituali care promovau pacea interioară și compasiunea, cred budiștii. Multe atitudini, precum iertarea, generozitatea și răbdarea, sunt practici comune ambelor tradiții și în ambele tradiții au existat mulți meditatori și pusnici. Creștinismul crede într-un Dumnezeu, un creator, omniprezent, omniscient și omnipotent, iar mulți practicanți speră într-o renaștere mai bună în rai. Potrivit budismului, chiar renașterile bune în ceruri sau în tărâmurile zeilor sunt impermanente și sunt parte din samsara. Budiștii îl urmează pe Buddha Shakyamuni, care a avut compasiune pentru toate ființele și care a predat o cale de a ajunge la pacea veșnică prin dezvoltarea minții, a compasiunii și a înțelepciunii.
Cele mai importante învățături în budism sunt cele patru adevăruri nobile: adevărul despre suferință, adevărul despre cauza suferinței, adevărul despre încetarea suferinței și adevărul căii spirituale. Potrivit filozofului indian Shankara, eliberarea omului este dată de conștientizare. Shankara, care a trăit între anii 788 și 820 după Hristos, a fost un filozof indian și profesor de religie, fondator al școlii de filozofie hindusă Advaita Vedanta. A înființat multe mănăstiri, numite Matas, care continuă să îi predea ideile și astăzi. Teoriile sale aveau ca scop combaterea influenței budismului în India, în timpul secolului al VIII-lea după Hristos. El considera că teoriile budiste sunt eretice pentru hinduism. Sistemul filozofic stabilit de Shankara se numește Advaita și înseamnă non-dualism. Acesta susține că tot ce există face parte dintr-o realitate neschimbătoare, cunoscută ca Brahman, sursa vieții. Este considerat cel mai mare filozof al Indiei, având o mare influență asupra filozofiei, religiei și culturii indiene. Reconstruirea vieții lui Shankara este problematică pentru cercetători. Există multe texte care pretind că sunt biografii ale sale, însă multe dintre ele se contrazic cu alte surse. De asemenea, multe dintre aceste texte se bazează pe mituri sau legende. Filozoful a trăit în perioada 700-750 după Hristos sau 788-820 după Hristos, aceasta din urmă fiind folosită de către cercetători. Potrivit tradiției, Shankara s-a născut din părinți brahmani, preoți hinduși, Shiva Guru și Ariamba, în satul Kaladi din Kerala, India. Părinții lui nu aveau copii și s-au rugat la zeul Shiva pentru a le dărui un fiu. Shiva le-a ascultat rugăciunile și a venit pe pământ, întrupat în Shankara. În hinduism, Shiva este zeul paradoxurilor, distrugere și regenerare, sexualitate și celibat, erotism și asceză. Tatăl lui Shankara a murit când băiatul era foarte mic, lăsându-l în grija mamei sale. La vârsta de 8 ani, dând dovadă de multă înțelepciune, îi cere mamei sale permisiunea de a renunța la lume pentru a deveni ascet, dar mama sa îl refuză. O poveste din popor ne spune că Shankara se scăldea într-un râu când un crocodil l-a apucat de picior, trăgându-l în apă. Aflându-se la un pas de moarte, îi cere mamei sale permisiunea de a renunța la lume pentru a muri ascet. Atunci mama lui a fost de acord, iar crocodilul l-a lăsat să plece în chip miraculos. Băiatul a ieșit nevătămat din râu și a primit binecuvântarea mamei, începând o viață de asceză. Shankara devine discipolul lui Govinda, care a fost discipolul lui Gaudapada, un savant al școlii Vedanta. Gaudapada a scris lucrarea filozofică Madhukya Karika. După ce a fost instruit, Shankara călătorește prima dată la Varanasi și apoi în toată țara, predând oamenilor filozofia Vedanta. Shankara preferă să învețe pe oamenii din zona rurală, deoarece oamenii de la oraș erau mai puțin receptivi la ideea de non-dualism, fiind preocupați de plăcerile lumești. De asemenea, orașele erau influențate puternic de budism și jainism. Shankara face eforturi pentru a restabili hinduismul vedic într-o perioadă în care budismul devenise popular. Scrie comentarii pentru Upanishade, texte sacre hinduse. Cea mai cunoscută scriere a sa este un comentariu la textul sacru Brahma Sutra. Finalizează lucrarea în al 16-lea an, când îi se prorocește că va muri. Însă zeii sunt atât de mulțumiți de eforturile lui, încât îi mai acordă 16 ani de viață. Shankara discută cu călugării budiști și cu filozofii altor școli hinduse. Este menționată discuția lui Shankara cu Mandana Misra, filozof al școlii Mimamsa, care pune accent pe ritualuri. După o dezbatere de câteva zile, Mandana Misra își recunoaște înfrângerea și devine discipolul lui Shankara. În timpul călătoriilor, Shankara înființează patru mănăstiri, Badari, Dvarka, Puri și Srângeri, conduse de cei patru discipoli ai săi. Mănăstirile există și astăzi.
El stabilește 10 ordine monahale numite Dasanami Sampradaya. Călugării care fac parte din aceste ordine se numesc Dasanami Sannyasins. Ideile lui Shankara au devenit școala Advaita Vedanta, care spune că există o singură realitate absolută care este non-duală și se numește Brahman. Toate celelalte lucruri par să existe, dar sunt de fapt iluzii, referindu-se la lumea exterioară. Samsara, ciclul morții și renașterii, se repetă deoarece omul nu-și dă seama că trăiește în lumea iluziilor. Omul poate depăși iluzia, care se numește Maya, dacă depășește ignoranța și realizează că Atman, sinele, este același lucru cu Brahman, forța cosmică supremă. Tot ce există este non-dual și nu există independent. Shankara spune că Brahman poate fi înțeles ca Nirguna Brahman, care este dincolo de înțelegere, și Saguna Brahman, care este Brahman cu însușiri atribuite, cunoscute ca Izvara. Cel mai înalt nivel ne revelează că Brahman este dincolo de înțelegere și poate fi descris doar în termenii de ceea ce nu este. Înțelegerea omenească l-a descris ca fericirea, conștiința și adevărul suprem. Sub influența iluziei, oamenii au început să se închine la Brahman. Zei Shiva și Vishnu aparțin de Saguna Brahman, Izvara, și le sunt atribuite însușiri ca atotputernicia și înțelepciunea. Acesta este un nivel inferior de înțelegere. În tărâmul superior al înțelegerii, Brahman este perceput ca Nirguna Brahman, cel dincolo de înțelegere. Bhakti Yoga este închinarea la zeități și poate ușura karma oamenilor, însă nu aduce eliberarea sau iluminarea, care se numește Moksha. Iluminarea nu este dată de închinare, ci de cunoașterea lui Brahman. Așadar, eliberarea vine din conștientizare și reflecție interioară, nu din acțiuni exterioare. Filozofia lui Shankara este importantă și astăzi printre filozofii neo-Vedanta. În hinduism, Brahman este puterea cosmică supremă, sursa existenței și scopul fiecărui om spiritual. Profanii spun că echivalentul lui Brahman este Dumnezeu, dar aceasta este o definiție inexactă. Brahman este inefabil, nu poate fi exprimat în cuvinte și depășește orice descriere a lui Dumnezeu ca având o formă anume. Limbajul omenesc limitat îl descrie ca fiind conștiință, fericire și adevăr absolut. De asemenea, i s-au atribuit însușirii divine ca omniprezența, omniștiența, omnipotența și eternitatea. Brahman este un concept formulat în India. Brahman este sursa tuturor lucrurilor care există în univers și baza tuturor ființelor. În mod misterios, Brahman pătrunde și neființa. Adepții școlii Vedanta consideră că sufletul omului, Atman, este identic cu Brahman, noțiune care apare prima dată în Vede, fiind dezvoltată în Upanishade, esența textelor vedice. În Rig Veda, Brahman este prezentat ca un substantiv neutru, iar când este folosit în rugăciune, accentul este pus pe prima silabă. Termenul derivă din rădăcina Brah și se referă la procesul de creștere. Rostirea cuvântului Brahman extinde respirația în piept și reprezintă evoluția spirituală a omului, care trece de la rugăciunea umană la rugăciunea cosmică. Brahman cuprinde umanitatea, lumea zeilor și lumea fizică. Ofrandele și rugăciunile leagă oamenii de idealul religios, iar cuvintele rostite fac posibilă corespondența dintre divinitate și omul care aduce ofrande în timpul ritualurilor. Prin vorbire, omul realizează puterea zeilor, care le permite să conștientizeze că sunt identici cu Brahman, ordinea cosmică. În hinduism, vorbirea a fost divizată și a luat forma zeiței Vak, cea care conduce universul în procesul de adorare. În Vede, Brahman mai apare ca substantiv masculin cu accent pe a doua silabă și se referă la omul care a realizat și practică lucrurile menționate anterior, Brahman. În textele vedice, Brahman, preot hindus, este unul dintre cei patru preoți care supraveghează ritualul. Preotul Brahman îndeplinește rugăciunea prin intermediul lui Brahman, care este însăși rugăciunea. Alte etimologii spun că termenul derivă din rădăcina sanscrită Brah, care se referă la vorbirea înghicitori.
Astfel este surprinsă natura paradoxală și enigmatică a lui Brahman, ghicitoarea cosmică. Ea nu poate fi dezlegată printr-un răspuns direct, ci printr-un răspuns care va rămâne nespus. Înțelepții vedici au realizat realitatea unică mai profundă care stă la baza diversității formelor materiale și a zeităților despre care au scris. Ei au descris esența universului prin concepte ca Irania Garb, germenul de aur, și zeități ca Prajpati, stăpânul creaturilor, Parusha, om cosmic care a creat universul, și Visvakarman, creatorul tuturor lucrurilor. Mai târziu, ideea de mai mulți zei a fost înlocuită de ideea unui principiu universal care unește toate lucrurile. În Upanishade, Brahman a devenit termenul care se referă la unitatea universală. Ritualurile exterioare au fost îndreptate spre interior, iar ofrandele materiale au fost înlocuite cu simbolismul metaforic și de meditație. Definiția lui Brahman s-a abstractizat, desemnând principiul cauzal care pătrunde un univers, o semnificație cosmologică pe care nu avea la început. Brahman este tot ceea ce este, a fost și va fi, cuprinzând și sufletele oamenilor. Zeii individuali sunt considerați tot manifestări ale puterii cosmice supreme. În cele din urmă, Brahman este descris ca fiind inefabil, deoarece nu poate fi exprimat în cuvinte. Datorită naturii sale misterioase, este descris mai degrabă prin ceea ce nu este. Upanishadele cercetează natura lui Brahman, oferind sugestii în acest sens. Taittiriya Upanishad spune că mâncarea este elementul de bază. Ființele se nasc din hrană, trăiesc din hrană, iar atunci când mor devin hrană. Hrana cuprinde toată materia, organică și anorganică, și este fundamentul lumii, un flux continuu de consum. În Kaushitika Upanishad, ni se spune că Brahman este respirația însăși. Respirația depinde de hrană. Respirația sau prana este Brahman, mintea, manas, este mesagerul, vorbirea este menajera, ochiul este paznicul, iar urechea este informatorul. Această analogie la nivel microcosmic ne ajută să înțelegem cum se manifestă Brahman în planul fizic. Sufletul sau conștiința umană este identică cu realitatea ultimă. Deși Brahman este prezent în viața ființei umane, puțini oameni realizează acest lucru cu adevărat. Este mult mai ușor să afirmi decât să experimentezi. Realizarea că Atman este Brahman este o fuziune cu divinitatea care ne eliberează. El, sinele meu din inima mea, este acel Brahman. Când va trebui să plec, îl voi atinge, spunea Chandogya Upanishad. Brahman, în hinduism, este asociat cu termenii ființă, conștiință și beatitudine. Este originea, susținerea și dezvoltarea universului. Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi, pe curând!